Bine v-am găsit, dragii mei youtuberi, pentru că am fost întrebată de foarte mulți dintre voi ce beneficii are bicarbonatul de sodiu alimentar, nu neapărat de la doctor Wecker, nu fac reclamă, oricare bicarbonat de sodiu alimentar este foarte benefic pentru picioare. În primul rând, acelor pe picioare care după o zi foarte călduroasă miroase groaznic atunci când purtați Adidas, vă recomand ca seara, înainte de culcare, să puneți 4 lingurițe sau, mai bine zis, 2 linguri mari de bucătărie în apă călduță și să stați cu picioarele în ele, în apă. La fel puteți băga și adidașii și atunci o să le piară mirosul ăla foarte urât și pentru cei care are artroză, reumatism, picioare umflate, picioare foarte obosite după o zi de stat în picioare, e foarte bine ca să adăugați un pliculeț de bicarbonat, un piculeț întreg, ăsta care la mine este de 50 de grame. Puneți 50 de grame în 5 litri de apă călduță, nu foarte fierbinte, și stați cu picioarele acolo. Dacă sunt și umflate, toarceți o lămâie, doar zeama, și adăugați un ligheanu unde vă veți pune picioarele pentru a se desumfla și a vă face acele picioare odihnite. În momentul când le simți grele, ca pe niște butuci, pasul greoi, înțepături în talpă, e foarte, foarte bine să apelați la bicarbonat de sodiu. Este la îndemâna oricui, mai ales tinerilor care muncesc și stau în picioare în șantier, în cei care lucrează în restaurante, deci oamenilor care stau în picioare, și veți vedea ce efect vă va face. Puțină lume știe că bicarbonatul este foarte bun la degresat oalele, tigăile, care prind o anumită culoare după prea multă folosință și nu-și mai fac efectul nici acel detergent de vase. Puțină apă la fiert într-un vas mai mare, adăugați bicarbonat de sodiu și băgați oalele acolo și veți vedea cum iese fix ca din fabrică noi. Eu atât am vrut să vă spun, pentru că m-ați întrebat foarte mulți și am vrut să vă răspund și să știe bine și alții că este bine de știut, bicarbonatul de sodiu este ieftin, la îndemâna oricui și foarte, foarte sănătos pentru a împrospăta picioarele, pentru a scoate mirosul, acel miros de urât de transpirație din Adidas și din picioare, și veți vedea că după 2-3-4 ședințe de a sta cu picioarele în apă cu bicarbonat, acel miros dispare. Dispare imediat. Vă doresc o zi bună, plină de sănătate și cât mai multă iubire și dragoste.